Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne trimiteți foarte multe întrebări, foarte multe mesaje pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. De asemenea, sunt foarte mulți telespectatori care așteaptă să intre în legătură directă cu invitații mei. O să mai citesc încă un mesaj venit din partea domnului Gâdar Tinel Nicușor. Ne scrie așa: am 15 ari de solar, cursuri de calificare, IF nou înființat. Vrea să știe de la dumneavoastră dacă se încadrează la o anumită măsură. Ce îi spuneți domnului Gâdar Tinel? Cum? Îi facem repede un... Are 4100 de ESO-uri la cei 1500 de metri pătrați de solar. Așadar, dânsul ar fi eligibil pe măsura 6-3, unde ar putea să ia până la 15.000 de euro, 75% în momentul în care semnează contractul de finanțare, 25% după ce își îndeplinește planul de afaceri. Trebuie într-adevăr ca acest teren, sau mă rog, acest solar, să fi fost transferat dinspre persoana fizică către IF-ul nou înființat de care spune. Bun. După aceea, mă rog, intrăm în detalii, dar el este, la prima vedere, este eligibil. În regulă. Haideți să mai dialogăm cu încă un telespectator. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, de unde ne sunați? Sunt Nițu, de la întorsura Buzăului, Covazna. Da, domnul Nițu, vă ascultăm. Am accesat sub măsura 6-3 în 2016. Bună seara! Da, vă auzim! Așa, și am făcut tot în planul de afaceri și mă bușesc cu platforma de gunoi. Ce e distanța aia la care... Eu mă încadrez la distanță, dar nu știe cum să... Că trebuie autorizată, că dacă n-are coperiș nu o poate autoriza și suntem mai multe persoane. Nu, conform legii 50... Da. Care reglementează orice construcție, vă trebuie autorizație. Că are acoperiș, că nu are, este o construcție cu fundație. Vă trebuie un proiect de rezistență. Cu calcule, cu tot, care vă dă culisa de cantități de materiale. Materialele sunt cotate la prețul care este la ora actuală pe piață. Tocmai asta e considerentul pentru care se și solicită. Bun, dar eu am o curiozitate, domnul Nițu. Consultantul cu care ați lucrat nu v-a spus toate lucrurile astea înainte să vă apucați de proiect, să-l depuneți? Să-l... Înțeleg că l-ați și realizat. Cei care au fost înainte nu le-a cerut pe NDR-ul ăla groapa de gunoi. Noi suntem primii. Da, așa este, pentru că între timp a apărut ordinul acela al ministrului 119 pe 2014, da. Mult discutatul, și într-adevăr aici așa este. Dar, mă rog, din 2013 până acum, bănuiesc că ați mai ținut legătura cu ei sau ceva. De 2016 am făcut eu proiectul. Sau 2016, scuzați-mă. Da. Scuzați-mă. Păi în 2016 atunci era acest ordin și consultantul trebuia să vă spună. Acum nu mai contează. Ideea este că vă trebuie proiect. Autorizația de proiect și autorizația de construire. Da. Dar v-am spus că este, că trebuie neapărat acoperit și așa mai departe. Nu se specifică că trebuie acoperit sau neacoperit. Să știți. Adică până la urmă discutăm de o platformă sau de o groapă până la urmă, care nu trebuie să fie acoperită. Cel mult dacă este, puteți să prevedeți o prelată specială care să o puneți peste, care este la fel de acceptată. V-ați lămurit, domnul Nițu? Da. Dacă sunteți mai mulți în zona acolo, puteți proceda de maniera în care găsiți un inginer structurist, că ei fac aceste calcule, da? Gropile vor fi tipice, numai că se calculează funcție de numărul de animale, cum ați avut descrierea în proiect. Vă face niște proiecte acolo și nu e o problemă.
Singura chestiune, bănuiesc că nu știu dacă ați prins cheltuielile cu această proiectare. Dar nu este o filozofie. Și ce ar trebui? Ar trebui ca totuși să vă uitați puțin pe site-ul AFIR-ului. Este un document special cu, mă rog, în care să vă calculați automat suprafețele pentru această groapă de gunoi în funcție de numărul de animale. Și bine ar fi până să discutați sau să vă duceți cu acest document la proiectant ca să vă facă groapa în funcție de numărul de animale pe care le aveți. Dar încă o dată, că la început când ați spus că nu v-ar da autorizația pentru că nu aveți, că nu este acoperită, nu este așa ceva în ordine. Adică știm lucrul acesta de la alți beneficiari care au implementat proiecte și nu li s-a cerut acest lucru. Adică discutăm de lucruri că de mai bine de una și jumătate, da, doi. Dar aceeași groapă se proiectează și pentru asta fermele și mari. O întrebare. Trebuie avizată și de la mediu. Da. 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 Mai ales de la mediu. Da, da, da. Mediu, Sanepid și DSV. ANSVSA, da, da, da. DSP și mediu. No, bine, bine, bine. Bun. Vă mulțumesc pentru... Sănătate multă și... Sănătate, numai bine. Mult sănătate. Succes. O altă întrebare venită din partea domnului Edi Tempelean. Dumnealui vrea să știe de la dumneavoastră următoarele. Are o nelămurire în legătură cu măsura 6.1. Am înțeles că în acest an banii nu or să mai fie alocați pe cele trei zone. Zonă montană, defavorizată și ITI. E adevărat? Mă rog, și da și nu, ideea este că nu există alocare pe zona defavorizată. Era o alocare pe ceea ce înseamnă ITI, Delta Dunării și celelalte zone. Zona defavorizată, de fapt, la tânărul fermier nici nu contează. Zona defavorizată contează numai la măsurile 4.1 și 4.1a, pentru că discutăm de acei 20% procentual pe care un fermier poate să-i câștige față de baza 50 cu 50. Aici discutăm la tânărul fermier de potențialul zonei ridicat, mediu sau scăzut. Și într-adevăr, anul acesta există banii 11 milioane pentru tot ceea ce înseamnă toată țara. Până, sau regula era la modul următor, atâta timp cât erau bani pe ITI și deschisă măsura, un beneficiar nu putea să depună decât pe ITI Delta Dunării. Atâta timp cât banii s-au consumat, este eligibil pe această sub, pe până la urmă pe banii naționali. Bun. Înțeleg de la colegii mei din regie că avem un alt telespectator care este la telefon. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? De unde ne sunați? Vă sun... Bună seara! Sunt Tiberian Ioan. Vă sun din Spania. Da? De unde din Spania? Am o curiozitate. Din... Andalusia, dacă partea de sud a Spaniei. Spuneți-mi dacă se vede bine AgroTV acolo. Se vede. Se vede. În regulă. Bun. Vă ascultăm. Aș vrea să mă repatriez și eu. Sunt de 18 ani în Spania și am o exploatare de 9.000 de împăzini, lucrez în arendă aici, dar aș vrea să investesc și eu ceva în România. Da? V-ați gândit la un proiect anume în România? O, nu știu. Deci eu sunt din județul Mureș. Nu știu. Am încercat în România acum vreo 10 ani și mi-a spus că mai bine să mă duc în Spania, așa mi-a spus autoritățile de acolo. Am tractor, deci am toate utilajele. Bun, și ce vreți să știți de la consultanții din studio? Să vă ofere dumnealor o soluție? Cum? Deci eu am 37 de ani, dacă se pot activa fondul din astea de tânăr agricultor, ce cursuri trebuie. Da, din păcate ăsta e un moment pe final de buget pentru tinerii fermieri.
Ar fi bine să vă pregătiți pentru ceea ce înseamnă noua alocare bugetară începând cu 2021 și asta înseamnă inclusiv pregătirea pentru cursul respectiv, să-l faceți, de agricultor. Doi la mână, trebuie să aveți o exploatație. Părinții mei au în jur de vreo 5 hectare de teren și n-am mai pot să cumpăr și eu. Bun. Dacă vreți să accesați pe partea de animale, vă trebuie animalele, că știu că e o zonă de animale acolo, zona Mureș. Dacă vreți pe cultura vegetală, ca să accesați pe tânărul fermier, vă trebuie în jur de 20 de hectare. Aveți 5 de la părinți. Diferența poate fi ori cumpărată, ori arendată din regiune. Da, da, da. Și începând cu 2021, puteți accesa, numai că ar mai fi sper să nu faceți 41 de ani până atunci. 36? Nu, încă nu cred că o să fac. Bine. Deci... Ar mai fi într-adevăr o altă posibilitate, dar aici este extrem de specifică. Am discutat-o destul de puțin, știu că a fost doar o dată sau de două ori întrebări, vis-a-vis de programul operațional pentru pescuit. De dacă în zonă, sunteți o zonă de deal munte, se pretează câteva exploatații piscicole destul de bine. Și programul la ora străvării, să spunem, pe la ora actuală programul este, mă rog, destul de puțin accesat și măsurile sau va fi un val destul de mare de ceea ce înseamnă investiții productive în acvacultură anul acesta, undeva pe la jumătatea lunii august. Am înțeles că sunt trimise hârtiile către monitor oficial, așteaptă publicarea noului ghid cu noile modificări, mult mai prietenoase și probabil, mă rog, acum discutăm de termenele legale, jumătatea lunii august sau aproape de luna septembrie început, se va lansa noua măsură, cum v-am spus, investiții productive în acvacultură. Ca și noutate, în aceste măsuri, de fapt, de anul trecut, au introdus și posibilitatea construirii, nu știu, unor căbănuțe mici, viluțe sau chiar pensiune cu restaurant, dar să nu fie activitate principală, pe lângă exploatația piscicolă. Așadar, dacă pe zonă ar fi această posibilitate, discutăm de jumătatea lunii august, începutul sau sfârșitul lunii septembrie, perioada de probabil depunere a proiectului. Da. Adică vă gândiți, aceasta ar fi pe termen scurt. Eu oricum aici am activitate, deci de cam 90 de hectare de măsline i-am arendat încă pre 5 ani și nu. Da, v-am înțeles. Lucrați dumneavoastră sau sunteți proprietari de plantație? Păi îi lucrez, deci în arendă i-am luat. Lucrați pentru dumneavoastră? Da. Păi și atunci mai puteți face, aveți niște programe naționale, e programul Startup Nation, care se pot da niște bani pentru partea de procesare în România, dacă tot vreți să faceți ceva producție. Și aveți o zonă foarte bună acolo, în zona Mureș, cu foarte multe fructe de pădure, chiar merg livezile destul de bine acolo în zonă. Poate merge pe o pepinieră de ceva. Sigur. Deci aveți mai multe variante, dar prima variantă este să luați contact cu un consultant. Pentru că aici este exact ca la medicină. Trebuie să te duci la consultant, să-i spui ce te doare, cu ghilimele de rigoare, îți dorești. Și după aceea încep variantele de pus pe hârtie. Ca un mic când veniți într-un concediu... Ca un mic exemplu, ca să spun așa, de succes, probabil că o să fie, anul trecut ne-au contactat la AgroTV tot la fel o familie stabilită în Italia, lucrează tot la fel de aproximativ 20 de ani, mama cel puțin și apoi a plecat și fiul, într-o exploatație viticolă în Italia, iar acum vor să se retragă, să se reîntoarcă în România. Și în acest sens, în Vrancea,
ori să lucrăm la un proiect pentru o mică unitate de procesare fructe, Vrancea fiind, mă rog, zona respectivă extrem de puternică pe ceea ce înseamnă mere. Și atunci, plus fructe de pădure și o mică unitate de procesare. Și suntem cam pe finalizarea proiectului, așadar există, v-am spus, genul acesta de idei, până la urmă, de succes, ca să spun așa. Dar, într-adevăr, am început de, cred că mai bine, 4-5 luni de zile și discuțiile și plus hârtiile de rigoare. Există această posibilitate, nu doar partea de producție agricolă propriu-zis. Da, păi atunci cel mai bine, așa spuneți astăzi, să mă duc la un consultant și să... Nu veniți acum în august în țară? Mă, anul ăsta, din păcate, nu putem, pentru că încerc și nu... Am înțeles. Bine, când aveți atunci o mică vacanță, profitați de ea și interesați-vă de la un consultant de aici din România. Bine, da, mulțumim pentru telefon. Sănătate. Sănătate. Domnul Dani Tomoioagă este din Maramureș, are vârsta de 22 de ani și ne-a scris pe pagina noastră de Facebook agrotv-agricultura la raport. Ne scrie așa, dețin exploatația agricolă din anul 2015 cu 5 hectare teren și dețin un efectiv de 12 bovine de lapte fiind înscrise în RNE din noiembrie 2017. Cum aș putea accesa și care sunt condițiile pentru proiectul instalarea tânărului fermier? Aici e o întrebare, dacă el a zis că are exploatația din 2015, dacă o are pe persoană fizică sau pe persoană juridică. Dacă o are pe persoană juridică, în 2018 nu mai este eligibil. Dar dacă nu? Dar dacă nu, ar trebui să facă un transfer de exploatație, să-și facă o persoană fizică, minim persoană fizică autorizată, să facă un transfer de exploatație. Bovinele au într-adevăr, e domeniul prioritar și ar putea să câștige puncte, dar având în vedere iar suma extrem de mică anul acesta pe tânărul fermier, șansele... Dacă ar prelua, ar trebui să mai prea încă o exploatație sau două. Ar avea o șansă sau o altă șansă dacă ar avea un membru al familiei ca în această să-și facă un SRL sau o asociație familială, pentru că este totuși o exploatație de la mic spre mediu, totuși 12 vaci, nu este o exploatație mică. Deci ar avea cele două posibilități, ca să spun așa. Și atenție că am înțeles că e din Maramureș. Maramureș, da? În plus față de ce discutăm acum noi de fondurile europene, tocmai s-a promulgat legea muntelui, care pe timp de 10 ani se vor aloca 1 miliard de euro aferenți acestei zone montane și atunci o să înceapă și proiecte regionale de dezvoltare a exploatațiilor. Deci mai are o șansă în plus față de tânărul fermier. Exact, și trebuie văzut într-adevăr aici dacă comuna lui este în zonă montană sau nu. Bun. Haideți să mai stăm de vorbă cu un telespectator. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? De unde ne sunați? Grația Simona din județul Sibiu. Vă rugăm, da, vă ascultăm, doamnă. O întrebare. Am 40 de vaci, da? Am 27 de ani și aș dori să întreb dacă se poate să accesez fonduri europene pe tânărul fermier. Nu. Nu. Pentru că aveți prea multe vaci. Și ieșiți, prea multe vaci. Da, ieșiți din numărul maxim de ESO-uri de 50.000 de ESO-uri. O vacă are 1.200 de ESO-uri. Așadar, dacă și maximul cât? Maximul, maximul 50.000 de ESO-uri. 50.000 de ESO-uri. Am prea multe animale. Da. Bun, da. Haideți că poate... Stați o secundă. Poate există o variantă, nu știu, să la spargeți exploatația, de să faceți lapte, ceva cu ele. Ar fi 48.000 de ESO-uri. La cât? A, 48... Exploatația este pe persoană fizică. Și dacă trec pe PFA,
Aș putea să trăiesc mai puține animale. Nu, nu puteți, pentru că trebuie să transferați totul. Dar la 40 de vaci de lapte aveți și altceva teren pe lângă ce aveți? Din ce constă doar 40 de vaci atât? 5 hectare. Ce aveți pe cele 5 hectare? Lucernă, sămânat cu lucernă. Lucernă, ok. În regulă vă fac o mică sau foarte mic, un foarte mic calcul. Păi 5 ori 6, 3.000 plus, depășiți 51. Da. La... Depășit. Problema este în felul următor. Și așa sunt foarte puțini bani pe tânărul fermier. Dar este o exploatație extrem de frumoasă ca să nu depindeți, ca să nu depuneți, să știți, pe ceea ce înseamnă măsura 4.1 pe domeniul zootehnic, pentru că anul acesta sunt 200 de milioane de euro, nu, scuzați, 170 de milioane de euro pe acest sector. Nu, dar trebuie să explicăm, Mihai, că la 40 de vaci e păcat să nu faceți și o mică procesare. Și atunci ați putea să mergeți pe ferma de familie în care să vă asigurați un sistem rentabil de creștere a vacii, dar în același timp să faceți și o mică unitate de procesare. Sau chiar 4-1 normal, chiar dacă nu intră pe ferma de familie. Vacile ar fi păcat că e până în 100 de... Sunt pe rată de carne, băltată cu... Foarte bine. E perfect atunci să merge pe partea cealaltă. Vă faceți un punct de sacrificare care poate fi destinat atât fermei dumneavoastră cât și regiunii. Și în loc să vindeți vaca în formă vie, să-i spunem așa, o vindeți sacrificată, eventual poate chiar și tranșată. Poate vi se pare mult, dar să știți că rentabilitatea nu va mai fi pentru fermierul care produce în forma inițială, adică materia primă decât. Trebuie să mergeți la ceva de plus valoare ca să deveniți mai rentabil și să simțiți pentru ce munciți. Doamna Grancia, mai sunteți? Da, s-aude slab, că e semnal, cade semnal. Da. Deci la efectivul de vaci pe care l-aveți, chiar este păcat să nu încercați pe 4-1-A, pentru că șansele anul acesta oricum sunt mari și sunt foarte bune. Chiar dacă sunt pe persoană fizică, ar trebui să vă faceți un SRL de data aceasta, pentru că cel nu e cea mai bună soluție, să faceți un transfer de exploatație și apoi să începeți de mâine, ca să spun așa, chiar să luați legătura cu un proiectant și un consultant, sau un consultant și un proiectant, ca să puteți să puneți la punct proiectul. Pentru că cu siguranță cam într-o lună de zile îl puteți definitiva lucrând, mă rog, asidu și totul la urgență și atâta timp cât sunt și actele în regulă pe, dacă ați avea terenul pe care vreți să faceți ferma. Ferma o am. Terenul pe ce am vrut eu, utilaje. Perfect atunci. Ar fi perfect. Și puteți, pe aceeași măsură, puteți să mergeți și pe investiții mixte, dar având în vedere că aveți SO-urile majoritare din animal, trebuie să aveți investiția majoritară pe partea animală. Da, să-i facem o specificație, doamne. Dar mă scuzați. O problemă. Vreți utilaje, da? Da. Utilaje agricole pentru lucrat suprafața de teren. Pentru lucrat la animale. Da, dar la 5 hectare care le aveți, nu vă încadrați la... Am cheltuit teren. Poftiți? Am luat în arendă teren. Asta e proprietate, 5 hectare. A, păi nu, dar spuneți-ne tot terenul care îl lucrați, care îl dețineți. Am în arendă 46 de hectare. 46, da. E cu totul altceva. Da, nu, atunci vă încadrați cu tractor, cu balotieră, coasă. Da. Noi suntem la final de emisiune. Dacă vreți să aflați mai multe date, mai multe informații, lăsați un număr de telefon colegilor în regie și discutați zilele astea cu unul dintre consultanți pentru a vă da mai multe date, mai multe informații, pentru a vă ajuta cu sfatul, da? O întrebare, vă rog frumos. Trebuie obligator diplomă de 8 clase? Da, minim. Pentru accesarea fondurilor? Minim 8 clase, da, sigur. Minim 8 clase. Da. Bine, gata. Nu mai avem timp. Bine, trebuie să ieșim. Am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumim pentru telefon.
Doamnelor și domnilor, a trecut repede și emisia din seara asta. Cele două ore s-au scurs foarte, foarte repede. Multe întrebări, multe mesaje de la telespectatori. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost aici. Telespectatorilor le dau întâlnire mâine seară. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.